Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați revenit la o nouă emisiune Întrebare. Iată-l din nou față în față cu dumneavoastră. Noi de aici din studio vă salutăm și vă mulțumim că și de data aceasta ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Iată-ne cu o nouă temă în seara aceasta, cu un nou invitat, așa că fără să ne mai gândim, fără să mai stăm pe gânduri, îi spunem bun venit domnului lector universitar dr. Timotei Rusu, profesor la Institutul Teologic Baptist din București și pastor al Bisericii Creștine Baptiste Sfânta Trăine din Deva. Frate păstor, bine ați venit! Bine v-am găsit! Dumnezeu să vă binecuvânteze pe dumneavoastră și ascultătorii. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența pentru prima dată în studioul nostru. Știu că ați mai participat și la alte emisiuni, dar de la distanță, datorită situației în care ne aflăm, am fost nevoiți și noi ca și dumneavoastră cadre didactici împreună cu studenții să treceți în online și noi producția am încercat să o păstrăm cât de cât în siguranță. Așa că iată-ne față în față. Aș spune că este o binecuvântare pentru noi să stăm atât de aproape la, să spunem așa, la o discuție pe o temă pe care știu că dumneavoastră o iubiți, vă preocupă foarte mult și ați investit o mare parte din viața dumneavoastră și anume la problema aceasta a familiei, la preocuparea legată de tot ce ține familia. Bineînțeles, cei care ne urmăresc știu că și noi producem media, de-a lungul timpului ne-am preocupat de acest subiect și în continuare rămâne unul din punctele noastre, să spunem, forte, unul din subiectele despre care am vorbit și o să vorbim în continuare. Și înainte de a porni la discuția aceasta, la acest drum împreună cu dumneavoastră în seara aceasta, vreau să prezint puțin contextul ca să știe cei care ne urmăresc, care este direcția. Practic, din experiență vă spun ceea ce am observat, ca un, să spunem, un luptător pentru ceea ce înseamnă familia, valoarea aceasta din iudeo-creștină, care este familia, invenția lui Dumnezeu, de fiecare dată când noi am încercat să prezentăm problemele acestea ale familiilor, să spunem, contemporane, atacurile care vin din zona externă, și mă refer aici la ideologia LGBT, tot ce înseamnă partea aceasta de avort, adopții de către cupluri de același sex și multe, multe alte probleme care vin din zona, să spunem, de stânga, da? A ideologiilor progresiste, întotdeauna, și folosesc aici ghilimelele, ni s-a dat peste nas, ni s-a pus în față propriile noastre probleme, ale familiei, așa zis, tradiționale. Bărbat, femeie și copii acolo unde este cazul. Într-adevăr, se tot vorbește, tot prezentăm problemele acestea externe, dar în seara aceasta vreau să ne uităm puțin la zona internă a familiei, la ceea ce Dumnezeu a intenționat cu familia, că bănuiesc că a avut un plan când a făcut lucrul acesta, apoi ce s-a întâmplat și care este situația actuală în secolul 21. Practic, împreună cu dumneavoastră, aș vrea să aflăm până la final dacă, într-adevăr, mai merită să mai luptăm pentru familie, să mai fim atenți la ceea ce se întâmplă, să mai promovăm familia în rândul tinerilor, în rândul celor care încep, să spunem, acum să înțeleagă viața, dacă e cazul să-i mai încurajăm pe copiii noștri să se căsătorească sau știu eu să rămână singuri, dacă mai e cazul să ne preocupe relația dintre soție, relația dintre mamă, tată și copii sau totul fiecare face ceva, fiecare își trăiește viața cum dorește și atunci când nu mai se simt bine împreună, fiecare are dreptul să facă ce vrea, să se separe sau știu eu, să-și ia viața în propriile mâini și să trăiască în continuare, să spunem așa, în acceptul mulțimii. Așa că, domnule profesor, o să continui să vă spun, domnule profesor, în continuare, aș vrea să vă întreb pentru prima dată, de ce ați considerat dumneavoastră că familia ar trebui să vă preocupe și ați investit atât de mult de-a lungul anilor în a studia, a trata, a conferenția, a vorbi și altora despre familie, mai ales că știu că ați scris, ați făcut o grămadă de evenimente, conferințe, lucruri despre care o să amintim la un moment dat în seara aceasta. Da, e o bucurie și pentru mine să fiu în studioul dumneavoastră, să fim atât de aproape și să nu trebuiască să ne sincronizăm pe Zoom.
Am crezut prima dată că toate întrebările de la început sunt adresate mie și mă întrebam dacă sunt toate pentru o emisiune sau pentru 10 emisiuni. Dar întrebarea la care ați revenit este una bună și răspunsul meu e unul personal. M-a interesat familia pentru că am vrut să fiu eu fericit. Eram student la institut între anii 89-93 și am avut o prietenă și mă gândeam cum să mă pregătesc pentru căsătorie, pentru că eu n-am știut și n-am mai fost căsătorit, n-am știut cum e să fii căsătorit, am știut cum e să fii copil în familie, dar niciodată n-am avut poziția de soț sau de părinte și mi-am dat seama că noi intrăm cam nepregătiți în familie. Nu erau pe atunci programe de consiliere premaritală, nu erau consilieri și am mers în bibliotecă și am căutat cărți și am găsit o carte de-a lui Norman Wright, Premarital Counseling. Acum deja este tradus autorul ăsta foarte, foarte frumos. Și am început să o citesc din două perspective. Am citit-o din perspectiva tânărului care urmează să se căsătorească și din perspectiva consilierului sau păstorului care consiliază pe tineri. Și Corina o chema pe prietena mea de atunci și prietena mea de acum, doar că la prietenă s-a mai adăugat și logodnică și apoi soție. Noi citeam un capitol, era un set de întrebări, de informații, le scriam ei și a fost o perioadă în care e-mailul nu funcționa, telefoanele nu funcționa, nu exista toate astea, scriam scrisori. Și am avut așa în 2 ani vreo 270 și ceva de scrisori și acolo făceam un studiu prin corespondență, într-adevăr. Nu era Zoom, aș fi bucurat măcar de Zoom să fie atunci. Și am răspuns eu la întrebări, răspundea ea la întrebări și pur și simplu ne-am pregătit un fel de calificare, autocalificare pentru căsătorie și chiar ne-am bucurat să putem să ne pregătim. Când ne-am căsătorit, ne-am reîntâlnit cu probleme cu care ne-am pregătit înainte și ne-am bucurat, am zis, wow, ce bine că am avut materialul respectiv să îl studiez pentru mine. Și imediat după ce am terminat institutul, în același an, în 1993, ne-am și căsătorit și am fost ales păstor la Deva și una dintre primele slujiri pe care le-am avut acolo au fost să mă ocup de tinerii care se căsătoreau. Și chiar mă bucuram că erau teste pe care eu le-am făcut și le dădeam și lor să le facă și era distractiv. De exemplu, unul dintre ele era să scrii 10 motive pentru care vrei să te căsătorești cu celălalt. Și chiar că era distractiv. Eu când am citit în carte, Norman Wright spunea ceva de genul: mulți se căsătoresc nu din dragoste, ci se căsătoresc dintr-o dragoste prost înțeleasă, de fapt din egoism. Și dacă dragoste înseamnă eu ofer, dar și primesc, într-adevăr, dar responsabilitatea mea este să ofer, atunci te aștepți ca declarațiile de dragoste să fie declarații de ofertă, ceva ce să oferi. Și puneam pe tineri să scrie: mă căsătoresc cu tine pentru că. Și după ce termina, eu îi puneam să stea față în față, să îi spună tânărul tinere și invers: mă căsătoresc cu tine pentru că. Și eu am scriam așa 1, 2, 3, 4 până la 10 și făceam câte o săgeată. Câte o săgeată înspre el sau dinspre el. Și după ce terminam, era simplu, că de-aia am făcut numai 10, că să fie mai ușor la aritmetică, la procente. Și spuneam, uite, n-am vrea să spun acum că tu ești 70% egoist. Uite ce ai scris tu, de exemplu, la un caz ipotetic. Ai scris: mă căsătoresc cu tine pentru că ești frumoasă. Pentru cine e frumusețea? Pentru ea? E ceva ce primești sau ceva ce oferi? O, e ce primești. Mă căsătoresc cu tine, spunea, pentru că știi să gătești, pentru că știi să împlinești viața, ca să aibă cineva să mă înțeleagă. Și toate erau înspre el, 70%.
câte unul era supărat. Nu e adevărat, eu o iubesc. Păi atunci de ce n-ai spus? Mă căsătoresc cu tine ca să-ți ofer umărul meu pe care să plângi, ca să te îngrijesc la nevoie, să mă jertfesc pentru tine. De ce n-ai scris așa? Că... Și așa le intra în minte și lor că dragoste înseamnă să oferi și căsătorie nu e în primul rând ca să fii tu fericit, ci ca să-l faci pe celălalt fericit. Una din surprizele mari pe care le aveau tinerii la partea asta de consiliere era tocmai că își dădeau seama că dragostea lor era ceva romantic, sentimental și nu erau neapărat pregătiți pentru adevărata dragoste. Cea mai grea întrebare care le puneam suna cam așa. Imaginează-ți că înainte de nuntă, cu 3 zile, se întâmplă un accident. Și mireasa ta rămâne paralizată de la gât în jos. Te mai căsătorești cu ea? Chiar mai vrei să o slujești? Se făcea o liniște. Puneam întrebarea și invers. Înăuntru fiecare era o tensiune. Nimeni nu s-a gândit așa. Noi nu ne gândim căsătorie înseamnă o posibilitate să-mi fie greu. Toți ar vrea căsnicia să fie ceva frumos, romantic, flori, masă la restaurant, romantic. Dar nu e așa. Căsnicia înseamnă 2 persoane imperfecte care încearcă să se fericească una pe cealaltă. Și în măsura în care reușesc să ofere, în măsura aceea sunt fericiți. Deci eu am început să mă ocup de acest subiect pentru mine, din motive egoiste, pentru că am vrut să fiu fericit. Slavă Domnului! Și după câte vă cunosc eu, ați reușit până acum să faceți lucrul acesta. Da, o reușit soția. A reușit Corina să mă facă fericit și sper că să fi reușit și eu să o fac pe ea fericită. Slavă Domnului, stând de vorbă acum și cu dumneavoastră, ascultându-vă, de fapt, îmi dau seama că tema aceasta e atât de complexă încât ar trebui să facem multe emisiuni pe tema, mai ales chiar dacă ne-am concentrat doar pe prima parte, pe zona de început a relației, a prieteniei, pregătirii pentru căsătorie, s-ar putea discuta o grămadă de lucruri pe zona aceasta. Ce vreau să vă zic este că, în general, ceea ce Dumnezeu a proiectat, să spun așa, poate a fost poate idealist, asta chiar vreau să vă întreb, dacă credeți că Dumnezeu, atunci când s-a gândit ca să-i facă un ajutor potrivit lui Adam, a avut în minte ceva aproape imposibil, în sensul ca 2 persoane diferite să ajungă la o asemenea relație, o asemenea înțelegere încât să poată împlini ceea ce Dumnezeu i-a chemat să împlinească împreună ca familie. Că bănuiesc că n-a fost doar așa să-i pună împreună, ci Dumnezeu le-a și dat, după cum ne uităm în ceea ce scrie în Cartea Genezei, le-a dat niște lucruri să le facă. Dar ceea ce vreau să vorbim puțin despre momentul acela al gândului lui Dumnezeu de a face acest nucleu, da? Bărbat-femeie, și ceea ce se întâmplă în realitate. Și dumneavoastră, ca păstor, pe lângă faptul că v-ați pregătit, ați văzut și foarte multe cazuri. Știți, faceți consiliere, ați stat de vorbă cu tineri înainte, ați stat de vorbă cu familii tinere, cu familii poate mai puțin tinere și chiar cu cei cu poate 10 ani de viață împreună. Și vedeți mai bine, să spunem așa, fotografia aceasta între ceea ce a vrut Dumnezeu să iasă și, de fapt, ceea ce a ieșit în realitate. Cum vedeți planul lui Dumnezeu și, de fapt, realitatea care este? Ceea ce a vrut Dumnezeu să iasă, eu cred că a ieșit. În sensul că există acest concept de imago Dei, de imaginea lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat pe om după chipul și asemănarea lui. De fapt, chipul și asemănarea lui Dumnezeu înseamnă, în modul plenar, bărbatul și femeia ca 2 persoane distincte care reușesc să alcătuiască o unitate. Așa cum Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt sunt 3 persoane distincte și reușesc și alcătuiesc o unitate perfectă. Astfel încât Domnul Iisus se ruga cum suntem noi una, să fie și ei una. Dumnezeu
asta a vrut, eu cred că o perioadă omul a și fost așa. Omul a reușit să aibă, să prezinte acest chip al lui Dumnezeu. Pentru că eu înțeleg familia ca și modul în care Dumnezeu a vrut să-și multiplice chipul lui. Dacă punem versetele, sau dacă urmărim această linie a chipului lui Dumnezeu, vedem că Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea lui și apoi a zis, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Ce să înmulțiți? Să înmulțiți acest chip în care ați fost voi creați. De fapt, noi existăm și biserica, și familia și apoi biserica mai târziu există ca să multiplice chipul lui Dumnezeu, să ducă mai departe chipul lui Dumnezeu. Adică un bărbat, dacă un copil ar întreba pe tatălui cum este Dumnezeu, copilul ar trebui să poată să spună ceva de genul. Într-un fel, este ca mine. Doar că este perfect, dar este ca mine. Comunică frumos, poartă de grijă, disciplinează. Așa cum mă port eu cu mama ta, așa cum mă port eu cu tine, așa se poartă Dumnezeu. E, într-un fel, să duci o imagine spirituală în familia ta și apoi în societate. Asta a vrut Dumnezeu cu familia. Faptul că la un moment dat planul lui Dumnezeu a fost dat peste cap de neascultarea omului, neîncrederea omului în Dumnezeu. Asta nu schimbă cu nimic dorința lui Dumnezeu și nu schimbă cu nimic nici condițiile fericirii. Că asta a fost în mare ideea satanei. Poziția ta nu este destul de bună, Dumnezeu vrea să te țină undeva mai jos, dar dacă ai ajunge, ai fi ca Dumnezeu, ai cunoaște binele și răul. Și, de fapt, ce s-a întâmplat acolo a fost această rebeliune împotriva lui Dumnezeu, lucru care nu le-a adus fericire oamenilor. Din potrivă, satana i-a mințit și în loc să ajungă ca Dumnezeu, a ajuns ca el, căzut, neputincios, să se schimbe. Și satana a atacat cumva, cum zicem noi, am împușcat doi iepuri cu un glonte. El a atacat nu numai persoana, ci a atacat direct familia. Aici mi se pare interesant. Că Dumnezeu a lăsat o ordine a creației. Prima dată a creat bărbatul și apoi femeia. Nu că unul ar fi mai după chipul lui Dumnezeu decât celălalt. Și bărbatul și femeia după chipul lui Dumnezeu. Dar ca ordine, există ordine. Bărbatul, care i s-a dat responsabilitățile și femeia să fie ajutorul potrivit. Dacă satana ar fi crezut în planul lui Dumnezeu, ar fi mers la bărbat cu propunere și ar fi spus, hei, Adam, tu ești capul familiei, hai să povestim. Uite, îți fac o propunere. Ce-ar fi să mănânci din pomul ăsta și să fii ca Dumnezeu? Dar însuși prin persoana căruia s-a adresat satana, el a subminat planul lui Dumnezeu. I-a zis, Dumnezeule, tu ai creat bărbatul primul, eu îl ignor, nici măcar nu vreau să discut cu el, eu vreau să discut cu femeia. Și femeii deja a venit și i-a inversat gândirea și rolul. Și în loc bărbatul să vină să spună femeie, hai să facem și femeia să ajute, femeia a venit incitată, ispitită de cerul să spună bărbatului, uite bărbate, ce zici? Acest fruct din care Dumnezeu a zis să nu mâncăm. Și bărbatul ce a făcut? A abdicat de la poziția lui. A zis, bine, dragă, așa cum zic majoritatea bărbaților, să fie pace, bine, dragă, așa cum zici tu. Când Adam ar fi trebuit să zică, Eva, păi ne-a creat Dumnezeu. Uite cât de fericiți suntem, uite cât de împliniți suntem, uite cum comunicăm cu Dumnezeu, uite ce frumoasă viață avem. Cum să facem noi așa ceva? El nu și-a asumat rolul de soț, a abdicat, a lăsat-o pe Eva. Și apoi când vine Dumnezeu, la cine a venit Dumnezeu? La Eva sau la Adam? La Adam. La Adam. Pentru că Dumnezeu zice, în continuare, proiectul rămâne. În continuare, responsabilitățile rămân. În continuare, termenii contractului rămân. Ce ai făcut, Adame? Nu cumva ai greșit? Și apoi, bineînțeles, se dezvinovățește, se dă vina pe femeie, femeia pe șarpe și
trăim, am ieșit deja din paradis și trăim în lumea de astăzi. Trăim în lumea de astăzi și trăim în lumea aceasta postmodernă în care toate lucrurile parcă se agravează din ce în ce mai mult. Și acum, haideți să vorbim puțin despre familia modernă, despre familia creștină modernă, în mod special. Pentru că observăm niște lucruri și astfel niște preocupări care afectează familia, care afectează familia din toate punctele de vedere. Atunci când vorbim de o familie, să spunem, dacă ne uităm doar în România, o familie, să zicem, tradițională, da? O familie cu tată, mamă, copii, se întâmplă ceva care, într-adevăr, ne afectează pe toți. Și anume, pe de o parte, relațiile pe verticală, relația cu Dumnezeu, și aici mă refer la timpul familiei, dar foarte mult se văd în exterior relațiile dintre ei, relațiile pe orizontală. Și aici vorbesc despre relația soț-soție și relația părinți-copii. Și noi, să știți, și noi auzim peste tot, din ce în ce mai mult auzim de relații rupte, divorțuri, copii care pleacă de acasă, neînțelegeri și chiar în familie creștină. Sunt multe motive care ar putea aduce, le putem aduce ca și punct de plecare, dar vorbim despre rezultat. Dacă ar fi să discutăm așa din punct de vedere biblic, din punct de vedere a ceea ce Dumnezeu prezintă prin relații, cum vedeți dumneavoastră balansul acesta, sau spunem, raportul acesta dintre preocuparea spre sine a omului din relație și apoi dedicarea pentru celelalte relații, în primul rând cu Dumnezeu și apoi cu ceilalți membri ai familiei, soț, soție, copii? Cred că ordinea este relația cu Dumnezeu. Asta e primul lucru. Pentru că din această relație cu Dumnezeu izvorăsc toate resursele pe care le are omul pentru a iubi. Îmi plac uneori poveștile, adică nu poveștile, întâmplările. Vă rog! Și țin minte când a venit un tânăr și o tânără la mine că vor să se căsătorească. Ea era credincioasă, el nu avea o credință stabilă, avea oarecare credință în Dumnezeu. Și nici nu era din țară, de la noi. Și a venit la mine să îi căsătoresc. Și am zis, domnule, cel mai simplu mod e să le spun, nu, eu nu am jurisdicție, nu sunteți membri în biserica mea, nu vă pot ajuta. Dar am zis, așa chiar că nu îi ajut. Și am zis, să vedem cum aș putea să-i ajut. Și l-am întrebat pe el, mai ales că știam că e dintr-o țară în care libertatea și demnitatea e considerată așa o valoare foarte mare, am întrebat el ce vrea. Vrea să-și ia o soție sau o roabă? S-a uitat așa, cum adică o roabă? Mă zic, uite cum. I-am luat o foaie de hârtie, mi-e place să fac schițe, să mă zgălesc, înțeleg oamenii mai bine. Și am desenat o siluetă de bărbat, o siluetă de femeie. Și am zis, uite, care e problema? Aceștia doi sunt ca doi acumulatori. Simpli. Au o anumită energie în ei, dar cu timpul se duce. Există o dragoste între voi, așa-i? Da. Îl iubești? Da. O iubești? Da. Dar te întreb, promiți că și peste 30 de ani o să o poți iubi? Și peste 50 de ani? Nu. Și când nu mai poți iubi, ce faci? Păi zic că, uite, ea este credincioasă. Și am desenat o legătură înspre Dumnezeu și am zis, ea poate să-și încarce acumulatorul ei mereu, nu? Cum ar fi un celular, cât ar fi el de grozav, dacă nu poți să încarci acumulatorul, îl folosești o perioadă și apoi îl pui la expoziție sau îl arunci sau numai adună praf, altceva nu face. Ai nevoie de un încărcător, ai nevoie de un acumulator. Pentru noi, Dumnezeu este sursa. Nu doar că ne-a creat și ne-a lăsat, El continuă să fie sursa noastră. Dumnezeu este dragoste. În noi se spune că Duhul Sfânt a turnat dragoste. Dragostea a fost turnată prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat în inima noastră.
Deci, singurul care are capacitatea să iubească nelimitat este Dumnezeu. Și singurul care are resurse nelimitate este cel care e conectat la Dumnezeu. Și am zis, uite, această tânără pe care tu zici că o iubești acum, ea are conectarea cu Dumnezeu, este un fiu, o fiică a lui Dumnezeu și ea te va putea iubi și peste un an, și peste 5 ani, și peste 10 ani. Dar tu nu vei mai avea baterie. Pur și simplu acumulatorul tău se descarcă și tu nu vei mai putea să dai. Doar vei primi și ea va fi roaba ta emoțională, roaba ta sentimentală. Numai ea te va iubi, tu nu vei mai putea să o iubești, că inima noastră are găuri. Și o voi plină acum, într-adevăr, dă peste ea. Dar apoi se duce. Și am întrebat, tu ce faci? Ce vrei? Mi s-a părut pentru mine, a fost unul dintre momentele care clar că m-au marcat și a zis, nu vreau roabă. Dar cum aș putea să am și eu o legătură cu Dumnezeu? Și am explicat. Am făcut un desen, de fapt, trei cercuri, fiecare câte un scaun, și am zis, uite, există trei tipuri de oameni, oameni care nu-L au pe Dumnezeu, ei sunt pe tronul vieților, Dumnezeu e în afară, oameni care sunt religioși, tot ei sunt pe tron și dau și Domnului de obicei problemele lor, și al treilea cerc în care oameni care coboară de pe tronul vieților și îl întronează pe Iisus Hristos. Care dintre astea reprezintă viața ta? Și el spune, cel din mijloc. Eu îmi conduc viața, îl mai folosesc și pe Iisus Hristos. Care ai vrea să reprezinte viața ta? Păi cel din dreapta. Și ai vrea? Da, aș vrea. Dar zice, am o problemă, trebuie să o rezolv, peste o săptămână vin din nou. Am zis, bă, este un om vestic, e jenă să spună, auzi, lasă-mă în pace, te mai caut eu. Și de obicei când cineva zice, nu mă suna, las că te sun eu, înseamnă, nu te mai sun. Peste o săptămână, cioc, 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 da, îi văd pe ei, și spune, sunt pregătit. Na, să spui, ce să fac? Păi, uite ce să faci, trebuie să te rogi. Și cum să mă rog? Păi gândește că vorbești cu Iisus Hristos. Și zi, Domnul Iisus Hristos, că tu cobori de pe tron, că îl inviți pe el, crezi că a murit în locul tău pe cruce și vrei să fie mântuitorul tău, stăpânul tău, domnul tău. Și exact așa s-a rugat. Iisuse, zic mai frumos, nu așa, Iisuse, Doamne Iisuse, Doamne Iisuse, așa, uite, eu cobor de pe tronul vieții mele, te invit pe tine, cred că ai murit în locul meu, vreau să fiu copilul tău. Mai trebuie să zic ceva. Zic, amin. Amin. Bun. Și îl întreb, și acum, unde e viața ta? Păi acum am trecut în cadranul 3. Sunt și eu copil de Dumnezeu. Ce trebuie să fac? Și am spus, nu, uite, ce trebuie să faci, cu botezul și celelalte lucruri, și le-a făcut pe toate. Și este o familie fericită și astăzi, acum, s-a mutat în țara în care era el, dar copiii au stat aici până, au făcut și școala primară, au făcut-o la noi, la biserică, la școala Samuel. Și a fost o experiență foarte frumoasă. Mulți oameni nu sunt fericiți pentru că nu sunt în legătură cu Dumnezeu. Ei încearcă să aibă o legătură frumoasă în doi. Dar înțeleptul Solomon spune, funea împletită în trei, nu se rupe ușor. Și știm imaginea cu triunghiul, dacă în vârf e Dumnezeu, soțul și soția, în stânga și în dreapta, pe măsură ce se apropie de Dumnezeu, se apropie unul de altul. Pe măsură ce se îndepartă de Dumnezeu, se îndepartă unul de altul. Problema mare a tinerilor e că încearcă să se căsătorească fără a avea o relație personală, solidă cu Dumnezeu și dacă au fost implicați și au avut activități religioase în biserică, după căsătorie sunt ocupați, o slăbesc cu biserica, cu activitatea, relația cu Dumnezeu este ceva în fugă, așa cu viteză zic o rugăciune, mai citesc ceva, mai ascultă un devoțional ceva, poate cu pe mașină și cam atât. Relația lor cu Dumnezeu e scurtă, e superficială, nu mai au timp să-și încarce telefonul și nu știu de ce, la mijlocul convorbirii, s-a închis telefonul. Nu știu de ce nu mai au dragoste. Când aud pe cineva care spune eu nu mai iubesc, de fapt adevărul n-ai iubit niciodată.
a avut doar ceva natural, o simpatie, ceva fluturi care nu, au fost și ei, dar s-au dus, au venit toamna, nu mai sunt fluturi, nu mai e nimic, nu mai iubesc. Poate e moment bun să spună, nici n-am iubit până acum, dar e momentul să încep. Dacă îți spui, nu mai iubesc, e momentul să încep să iubești. Să-ți iei o relație frumoasă cu Dumnezeu și să te încarci El cu dragoste, să poți să dăruiești mai departe. Eu aici văd cauza problemelor. Când mă duc la câte o conferință, dacă cineva întreabă care e primul lucru care aș putea să-l fac pentru familie, aș spune, întărește-ți relația cu Dumnezeu. Ăla e primul lucru care poți să faci pentru soția ta. Relația cu Dumnezeu. Pentru că niciodată, dacă ai putea să dai o notă relațiilor, relația cu Dumnezeu ar avea nota cea mai mare și apoi relația cu soțul sau soția și apoi relația cu copiii. Cu alte cuvinte, tu nu poți să fii un părinte de nota 9 dacă ești un soț de nota 8 și dacă ești un creștin de nota 6. Relația ta ca și creștin îți dă nota maximă de la care pleci. Dacă relația ta cu Dumnezeu este de 6, relația ta cu soția va fi mai mică. Va fi maxim 5. Și relația cu copiii va fi mai mică, va fi maxim 4. Deci dacă vrei să-ți crești media, începe de sus în jos, începe relația cu Dumnezeu. Eu aici văd baza care îți dă apoi platforma pentru o relație frumoasă. Altfel, pot să fie niște sforțări umane, poți să mai citești o carte, poți să mai încerci o consiliere, poți să mai încerci o metodă, ba altă metodă, poți să mai încerci să-l mituiești pe celălalt, să mai te prefaci, dar nu o să funcționeze. Ai nevoie să fii autentic, dragoste autentică, să iubești, pentru că dragostea nu piere niciodată. Bravo, domnule, extraordinar. Îmi place cum ați răspuns. Mi-a plăcut foarte mult răspunsul dumneavoastră, mai ales că acum cred că am înțeles și eu pentru prima dată triunghiul acela. Nu m-am gândit niciodată că, de fapt, într-un triunghi echilateral, urcând către Dumnezeu, de fapt, și cei doi se apropie unul de altul. Deci și consilierea maritală este binevenită. Păi, tocmai despre asta vorbim. Cred că consilierea maritală poate are o mai mare nevoie decât consilierea premaritală. Pentru că acolo, eu cred că și cei doi sunt mai receptivi când, după o perioadă decât la început, când fluturii și știu eu, atunci când sentimentele acelea de îndrăgostire sunt foarte prezente și poate nu sunt atenți la ce le ziceți. Dar după o perioadă revin la realitate și îmi dau seama că, de fapt, trebuie să stai de mai mult de vorbă înainte. Da, adevărul e că înainte de căsătorie ei sunt îndrăgostiți. Îndrăgostirea e o chestie de hormoni. Americanii zic că fall in love, adică e căzut în love, împiedicat în dragoste. Eu îl numesc un fel de o persoană îndrăgostită, e o persoană turmentată emoțional. Deci ea zracul, pentru el toate lucrurile sunt posibile. Nu-ți dă seama dacă e zi sau noapte, ce e. Totul e posibil, toate visele. Dar după căsătorie se trezește din această turmentare și dă seama că, cum zicea cineva, că dragostea este oarbă, dar căsătoria o vindecă, știi? Și dintr-o dată vezi și spui, asta e persoana cu care m-am căsătorit și i-am promis că toată viața o să stau lângă ea, dar cine e străinul ăsta? Cine e străina asta? Această consiliere premaritală e importantă, dar nu e la fel de sinceră ca și atunci când deja au trecut aburii, e treaz, atunci aș dă seama, într-adevăr, ce implică să te căsătorești. Sunt foarte multe lucruri discutate. Ar trebui să vă țin aici o săptămână, cel puțin, să facem temele care tot îmi vin în minte. Dar haideți să vorbim puțin și despre soluții. Știu că ați fost preocupat de-a lungul anilor, pornind de la propriul studiu de caz, de la propria noastră dorință de a vă căsători și de a fi fericit. Și aș vrea să ne spuneți puțin despre activitatea dumneavoastră în ceea ce privește, să spunem, consilierea, conferințele pentru familie și apoi despre cărțile pe care le-ați publicat. Le avem aici pe masă, dacă ne puteți spune câteva lucruri.
ce găsim în ele, unde se pot găsi și de asemenea foarte important și mai ales cum ați găsit dumneavoastră succesul sau metoda astfel încât să puteți fi, să spunem, relevant pentru generația asta, pentru tinerii, când e vorba despre consilierea premaritală sau despre familiile deja căsătorite, dar care mai au nevoie de câte un petec pe aici pe acolo. Da, problema e că nu avem nevoie doar de câte un petec pe aici pe acolo, noi avem nevoie de o renovare întreagă și cred că e o diferență între mine când am fost la vârsta copiilor mei, mine și soția când ne-am căsătorit și copiii mei, care, uite, am deja doi dintre ei căsătoriți. Dar e o abordare diferită, e o mentalitate diferită. Și în același timp există aceleași principii care funcționează. E ca și diferența dintre o Dacia 1100 și poate o mașină de ultimul răgne de astăzi. Principiile sunt aceleași. Trebuie să aibă un sistem de direcție, trebuie să aibă un sistem de frânare, trebuie să aibă un motor, trebuie să aibă toate celelalte suspensii, combustibil, toate astea. Doar că acum e mai sofisticat, nu înseamnă că sunt alte principii. Oamenii au impresia că dacă sunt mai sofisticați, că dacă sunt mai bine îmbrăcați, că dacă au partea materială mai bine exprimată și mai bazați, cum zic ei, nu mai au nevoie de aceleași principii, dar nu e adevărat. Aceleași principii funcționează de la creare până acum. Și Domnul Iisus mereu le-a spus, la început n-a fost așa. Voi credeți, faceți, dar la început n-a fost așa. Și eu ce vreau să vă spun este, nu vă uitați după Moise, uitați-vă la început, pentru că principiile de la început rămân aceleași. Eu cred că trebuie o întoarcere înspre Dumnezeu și o întoarcere înspre principiile lui Dumnezeu. Eu nu mi-am dorit neapărat să scriu cărți, dar având multe familii care au trecut prin partea de consiliere, am tot fost încurajat, dar nu ne poți da și nouă lecțiile, dar nu mi poți da și nouă lecții. Și cineva mi-a zis, da, pune-le într-o carte. Și chiar am avut pe cineva, membrii biserica noastră la tipografie, la Grafica Plus, și a zis, uite, hai să facem ceva împreună. Și am scris prima dată o carte, Familia creștină, am numit-o Principii fundamentale. Se vede. Este partea teoretică în care am tratat importanța familiei, astea sunt capitole, evaluarea familiei actuale, cele trei principii de bază, va lăsa omul pe tată sau și pe mama sa, se va lipi de nevasta, se vor face un singur trup. Apoi am două capitole, căsătorește pentru toată viața, până când moartea ne va despărți. Apoi legământul căsătoriei, ce înseamnă să fii serios într-un legământ? Voia lui Dumnezeu pentru căsătorie. N-am și poză aici pentru tine, cine trebuie să te căsătorești. Așa. Ce înseamnă din dragoste? Ce înseamnă menirea familiei? O întrebare grea, dacă vreți să închizi pe doi tineri, întreabă de ce vreți să vă căsătoriți. În afară de faptul că o să fie liber să trăiască unul cu altul ca soț și soție, o să se... Nu știu. Și apoi care e rolul soțului și rolul soției? Astea sunt în această carte. Și apoi am scos a doua carte, Perspective practice, în care avem partea practică, acceptarea partenerului, cum să spui te iubesc, depășirea piedicilor din trecut, că fiecare e căsătorit cu celălalt și trecutul lui, cu celălalt și familia lui, dar ei nu-și dă seama, ce lasă, că el e altfel ca maică sa. S-ar putea, dar nu mult. Comunicarea între soți, rezolvarea conflictelor, spune căsătorie e cel mai fericit mod de a rezolva conflicte pe care singur nu le-ai fi avut. Știi? O definiție interesantă. Intimitatea sexuală, am scris și despre asta. Și a fost interesant că astea le-am trecut lecțiile și prin comitetul bisericii. Când era înainte de forma finală, am zis, uite, aș vrea să facem o carte pe care să aibă și girul comitetului, să nu fie numai a meu. Și a fost interesant când am discutat despre intimitatea sexuală, vedeam, uite, un frate mai în vârstă care citea pe acolo câte ceva.
Apoi administrarea timpului și finanțelor. Și am văzut încă două subiecte care nu le-am găsit în alte materiale. Spiritualitatea în familie. Ce înseamnă să aibă soțul, soție, nu numai spiritualitatea personală, ci ca soț și soție în familie și cu copiii și copiii în familie. Răspunde la întrebarea câți copii ar trebui să avem. Nu vă răspund la întrebare. Aceste cărți se vor găsi la adresa de e-mail pe care vă putem lăsa. Este ușor de găsit, Timotei. Puteți să o și spuneți, vă rog. Da. Mă gândesc că numele meu este Timotei, Corina este soția mea și R, Rusu. Deci Timotei, Corina, R. Între noi nu sunt puncte, nu sunt virgule, nu sunt spații, așa că e Timotei Corina R, @gmail.com. M-am bucurat să fiu invitat de fratele Viorel Iuga atunci și la Family Life. Family Life, da. Family Life, deci sunt vorbitor acreditat și la ei. Chiar poza de aici este poza pe care o am cu soția de la întâlnirea de la Budapesta de instruire a Family Life. Deci sunt și vorbitor Family Life și cu drag și cu bucurie împreună cu Corina am fost la multe conferințe în țară și în străinătate. Dar s-a întâmplat ceva interesant. La un moment dat Corina zice, nu mă simt așa de bine. Și am fost la nuntă, eram la nuntă la Daniel Mari și am fost colegi și a fost rău noaptea și dimineața gazda la care eram îi spune, ăsta e rău cu ochi. Și într-adevăr era însărcinată și am avut un copil și doi și ne-am dat seama că suntem nepregătiți. Am fost nepregătiți când ne-am căsătorit, am încercat o pregătire, dar aici, ca și părinte, chiar că nu te pregătește nimeni. Și ne-am dat seama că avem o mogăldeață de copil care face ce vrea. Și eram disperați, nu știam ce să facem. Și atunci am avut, Dumnezeu ne-a adus o familie care lucra în Statele Unite cu un program și am făcut programul ăla de câteva ori până l-am înțeles bine, l-am implementat în familia noastră, după care l-am tradus și am scris cursul ăsta de creștere a copiilor. Dar subtitlul întotdeauna creează curiozitate. Subtitlul este Curs de creștere a părinților. Când mă duc la câte o conferință pentru părinți, se uită așa părinții, spune, frate Timotei, ați greșit. Ce am greșit? Subtitlul. Este creșterea copiilor, curs de creștere a copiilor trebuia. Zic, nu, a părinților, pentru că noi trebuie să învățăm cum să ne creștem copiii. Și aici sunt lecțiile. E un curs foarte fain. Dacă la cursurile astea poți să iei oricare lecție individual, aici este un sistem. Se clădește pe prima lecție, a doua, a treia, a patra, a cincea, a șasea și să-l ajuți cum să crești copil responsabil. Adică nu numai ascultător, ci responsabil. Ascultător e unul care, dacă îi spui ceva, face. Responsabil e unul care nu trebuie să-i spui și face. Să ajungi să ai astfel de copii, îți vine să zici slavă ție, Doamne. Și mă bucur să fi trecut, deja avem 28 de ani de căsătorie, am trecut și prin fazele, aproape toate fazele, cu copii mici, copii toddlers, școlari, preadolescenți, adolescenți, copii mari, căsătoriți, numai bunici nu suntem. Încă. Și, slavă Domnului, că asta e cea mai mare binecuvântare, să știți, să fie, să-ți vezi copiii copiilor tăi, nepoții și se schimbă total, știu din experiența noastră, întotdeauna bunicii sunt preferații copiilor și copiii, nepoții sunt preferații bunicilor. Un prieten avea pe un tricou în limba engleză, spunea, dacă aș fi știut ce bine să fii bunic, aș fi ales să fiu mai întâi bunic. Dar nu avem șansa, asta este ordinea lucrurilor și le luăm pe rând. Slavă Domnului! Frate Timotei, aș vrea să încheiem seara aceasta, uitați atât timpul atât de repede, cu o concluzie, cu un verset, cu un gând pe care l-aveți cu privire la familie, la importanța familiei, la un sfat, să spunem, părintesc pentru tineri sau pentru familie tinere, ceva care credeți că e important să-l știm acum la finalul emisiunii. Dacă ar fi un sfat părintesc, cum le-a spus și copiilor mei, ar fi cunoașteți pe Domnul, iubiți-L pe Domnul, căsătoriți-vă în voia Domnului, nu vă considerați singuri înțelepți
Și iubiți-vă, iubiți-vă cu dragostea Lui. Pentru că voi alegeți dacă să vă fericiți sau să vă nenorociți. Noi, Corina și cu mine, am ales să ne fericim și cu ajutorul Domnului am reușit. Slavă Domnului! Fiți binecuvântat, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. A fost o încântare să vă ascult, să stăm de vorbă împreună și mai ales să mai învăț și eu ceva în seara aceasta. Cu triunghiul. Am spus, am recunoscut, în seara aceasta mi s-a mai descoperit așa puțin din secretele acestea ale trăirii în familie și într-adevăr am înțeles încă o dată cât de important este relația cu Dumnezeu, care sunt celelalte relații să poată merge înainte. Fiți binecuvântat! Și dumneavoastră și familia ascultătorilor noștri. Stimați prieteni, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezența în fața micilor ecrane. Vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi de aici vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere! La revedere.